Ministerul Finanțelor Publice lansează luni o emisiune aniversară de titluri de stat către populație cu ocazia sărbătoririi centenarului Marii Uniri, a treia în cadrul programului Tezaur ediția centenar, iar titlurile vor putea fi achiziționate până la 14 decembrie. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de un leu cu maturitate de 2 ani și o rată de dobândă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile pot fi cumpărate de către persoanele fizice rezident care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele din prospectul de emisiune. Potrivit sursei, titlurile vor putea fi achiziționate în perioada 26 noiembrie-14 decembrie de la unitățile operative ale Trezoreriei Statului și în perioada 26 noiembrie-13 decembrie prin rețeaua de oficii poștale ale Companiei Naționale Poșta Română. Voluntarii înscriși în cea de-a patra serie a programului Național Salvator din Pasiune au susținut duminică 25 noiembrie evaluarea finală. Salvatorii Olteni se pot baza acum pe ajutorul celor 13 voluntari care au parcurs noțiunile de bază în domeniul primului ajutor. Voluntarilor le-au fost înmânate certificatele care atestă parcurgerea celor 30 de ore de prim ajutor de bază. În cele patru etape ale programului Salvator din Pasiune, desfășurate la nivelul județului Olt, s-au înscris 56 de voluntari iar șapte dintre aceștia au obținut competențe de paramedic și execută servicii pe ambulanța smurt din cadrul detașamentului de pompieri Slatina. Peste 80% dintre analiști anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală. Astfel, valoarea medie anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,70, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,75. În ceea ce privește anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă la leu, atât pentru scadențele pe termen scurt 3 luni, cât și pentru cele pe termen mediu 5 ani, peste 75% și respectiv respectiv peste 66% dintre participanții la sondaj anticipează această evoluție. Astfel, rata media robor cu scadență de 3 luni anticipată peste 12 luni este 3,85%. Ca urmare, având în vedere rata anticipată a inflației pentru scadențele pe termen scurt, sunt anticipate în continuare dobânzi real negative, se menționează în comunicatul CFA România.